Nu spun eu, un om ca o inimă, așa. Adică... Ștefan Bănică era, așa cum era, un artist special. Era și un om special. Avea reacție cu totul aparte. El când juca, de exemplu, pe scenă, nu semăna cu nimeni. Ceea ce făcea el era absolut original și autentic. Îmi face mare plăcere să-mi amintesc de prietenul meu, pentru că mi-a fost și prieten și mie și familiei mele. Ștefan Bănică, Neafane, cum îi spuneam noi, a fost și rămâne unul din oamenii pe care eu am avut noroc să lucrez. Bătrâne, lasă! Dă și mie un la și te scap de pelciuni. Lasă că aleg eu. Era o persoană încântătoare în viața de zi cu zi, nemai vorbind de lucrul ăsta. La! M-a mințit. Mi-a dat un si. Era o persoană foarte plăcută și avea multă, multă energie pozitivă. Asta e! L-am găsit! Despre un actor ca Ștefan Bănică e foarte greu să-l uiți, indiferent câți ani au trecut. Pot să vă spun că era un actor absolut excepțional și spun asta nu pentru că era un mare actor de comedie, dar el era un actor foarte complet.